Bună dimineața, bine v-am găsit. Florin Pescaru, nebun, vă salută. Astăzi atelier pentru cei mici. Am întâmpinat zilele trecute câteva faze care m-au pus puțin pe gânduri și m-au făcut să și râd în același timp. Au venit copii să cumpere câte ceva pentru pescuit și am ajuns la concluzia că nu prea cunoaștem, vorbim de cei mici, semnificația vreunui accesoriu pe care îl folosim. Adică dacă mi se cere să facem o linie de feeder cu fir textil de 0,25, toată linia și tot că așa a văzut el la cineva, înseamnă că trebuie să cunoaștem puțin bazele. Mi-am propus pentru astăzi să prezentăm acele. În afara faptului că nu știm să legăm ace, am observat că toată lumea, majoritatea copiilor vin să-mi face și mie o montură. Păi hai, uite, facem amândoi. Păi nu, că nu știu să leg acum. O să învățăm să legăm și ace. Este rușine. Este rușine să ajungi pe baltă, să te duci, să te rogi de unul sau de celălalt să îți lege un ac. Dar, pentru început, mi-am propus să vă prezint acele pentru cei mici, da? Vom începe cu acul clasic. Acul clasic este, eu am luat niște măsuri foarte mari pentru a le vedea. Acul clasic este, să luăm o pensetă, să ne apropiem de cameră, este acul cu barbetă. După cum observați, da? Este acul cu barbetă. Barbetă ce îi spune? Această bucățică mică de metal care oprește firul după ce facem nodul ca să scape după legătură, da? Al doilea clasic, a apărut puțin mai târziu, dar foarte folosit în ziua de azi. Acul cu ochet. Deci, după cum vedeți, nu mai avem barbeta, avem ochetul. Se face al nod, sunt puțin mai, după părerea mea, sunt puțin mai sigure la legătură, da? Să trecem la, eu am să vi-l arăt decât pe cele clasice, da? Acul cu dublu spin pe tijă, da? Cu ochet îndoit. După cum observați, încerc să văd unde este camera. Pe tijă se văd încă două, cum îi spune, pot să spun eu, niște vârfuri de cuțit, exact cum este și cel de aici, spinul de aici care oprește momeala. Este foarte mult folosit acesta îndoit la gume, la răpitor în genere. Tot pentru răpitor avem același ac, dar cu barbetă, după cum vedeți, deci este cu barbetă, drept, și pe tija lui se văd iarăși cele două bucăți unde momeala, de obicei râma și toate celelalte stau foarte bine, da? Se observă. Apoi, trecem alt ac folosit. Este acul lestat, sau cum îi spunem noi în ziua de astăzi, jigul. Acul lestat arată așa, are o greutate de plumb turnată pe capătul tijei. După cum se vede, ochetul este la 90 de grade față de tijă, da? Se folosește exclusiv la răpitor, da? Exclusiv la răpitor pentru gume, pentru plastice în deosebi. Ac lestat sau jig. Alt ac este acul triplu. Acul triplu sau, cum îi spunem noi, ancora. Cu toate că în ziua de astăzi este folosit și pentru braconat, acestea ace sunt legale și se folosesc de obicei în capturile foarte mari, îndeosebi la somn, da? Este format din trei ace sudate cu un ochet comun, da? Și se folosește, cum v-am spus, în moturile pentru somn. Haideți să începem cu începutul. Este păcat să mergem pe bolți să ne
încercăm să ne facem idol din cei pe care mergem cu ei sau îi vedem în jurul nostru. Să învățăm să ne le facem noi singuri pe toate, să învățăm ceea ce este baza. Într-o emisiune viitoare am să vă prezint gutele, plutele și sper că, cu toate că poate o să considerați că e ceva pueril, o să vedeți că o să vă fie de folos. Să știți să asociați o gută cu o mulinetă, o să asociați un plumb cu o greutate a unei lansete care rezistă vârful în sarcină, să știți să legați un ac, este mare lucru. Dragii mei, vă doresc să ieșiți, cum știți, din casă, mai sunt câteva zile până începe școala, mergeți puțin pe râu, pe baltă, unde aveți o apă în apropiere, stați câteva ore, delectați-vă și ne vedem și în continuare pe canalul meu de YouTube, vă aștept să vă abonați, știți că este gratuit, unde vom învăța, mă refer la cei mici, chiar pot să vă spun că acum vom învăța, cu cei mari e altă poveste, vom învăța câte puțin din tainele pescuitului, da? La bună vedere, Florin Păscaru, nebun, vă salut!